fața Zalău. Da, a fost o victorie mare pentru noi, felicit jucătorilor pentru dăruirea pe care au avut-o, de lupta pe care au avut-o permanent. Și le mulțumesc pentru susținere, așa este din țări, cu Salatin și Ferici. Care a fost cheia succesului la acest meci? Cred că faptul că echipa din Zalău a jucat fără confrontare, foarte bine a noastră. Am observat de la meci la meci și apărarea HC Dunărea este aproape impecabilă. Au jucat bine, avem niște jucătoare puternice și relațiile de cuplu au început să se simtă. Ne bucurăm astăzi pentru această victorie, sperăm să mai vină și altele și să bucurăm publicul nostru și cu toate le mulțumesc pentru această seară minunată. Până la urmă jucați la Oradea? Da, echipa va pleca sâmbătă. De la București vom merge cu avionul, jocul va avea loc duminică dimineață, iar apoi echipa va merge direct la București, pentru că marți avem procesul în București. După aceea o să urmeze meciul la